un părinte ceresc, că tu ne iubești și nu ne lași pradă celui rău. Dă-ne tu pace și liniștea de care avem mare nevoie. Dă-ne înțelepciune și pricepere ca să venim pe cerul să facem bine. A ta să fie slava și mărirea, în veci facă-se voia ta. Amin. Amin. Înainte de a începe, mai avem un anunț de făcut. Copiii noștri vor avea un program sabatul viitor, de la 11 la 12. Nu e exact ora, dar programul nostru principal, ca să zic așa. Sunt invitați vineri seara la repetiție toți copiii. Și sabatul viitor va fi programul acesta. Frații noștri de la Biserica Sansonet, care ne sunt dragi, au un program astăzi aici, în mijloc, în sala aceasta, în biserica noastră, de la 3 la 5. Suntem invitați tot aceia care putem veni cu mare plăcere dânsi ne așteaptă, au un program special pentru care au și vrut să le facem puțin loc, pentru că programul nostru de după amiază va începe la ce oră începe? Mai știți? La 6. Nu începe la 5 ca de obicei, începe la 6 pentru ca și frații noștri să aibă timp pentru program. Și ne invită pe toți aceia care putem să venim, ne invită cu plăcere dânsi la program. O să repet salutul care a fost rostit de dimineață, e încă până în prânz, bună dimineața și pacea Domnului! Pentru ocazia aceasta cer din nou volumul să fie un pic mai jos ca să știu cât pot să urc. Okay. Pentru dimineața asta vă invit să folosim și imaginația și experiența pe care o avem. Și să o raportăm la ceea ce stă scris. Atunci când vom vorbi despre simbolurile Domnului Hristos, puteți să-mi spuneți câteva simboluri pe care le vedeți, le-ați văzut, le știți? Și atunci când te uiți la simbolul respectiv, te gândești imediat la Domnul Hristos? Mielul. Ok. E bun. Crucea. Oameni buni, oricine se uite la cruce, nu-l vede pe Mahomed, da? Să fie clar, oricine se uite la miel, nu-l vede pe Buddha. Se gândește imediat la Domnul Hristos. Altele mai aveți? La cină, pâinea și vinul. Pui o bucățică de pâine și un pahar într-o poză și știi imediat, alea sunt simbolurile trupului și sângelui Domnului Hristos. Leul. Din Iuda. Piatra din capul unghiului. Pe aia încă nu știm exact cum să o punem, dacă e piatra aia de temelie de jos sau dacă e piatra din capul arcului. Se pare că e cea de jos. M-am gândit și eu la câteva simboluri. Ați văzut vreodată pe mașini un peștișor? Ce treabă are, domne, cu Iisus și cu creștinismul? Prin Quo Vadis găsiți și prin alte istorii mai vechi că la început creștinii, pentru că erau religie interzisă, foloseau anumite simboluri ca lumea să știe sau ei să se recunoască între ei. Și cuvântul grecesc pentru pește avea exact inițialele expresiei Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și atunci doar făceai cu, este și în filmul Quo Vadis, doar faci cu toiagul așa un pic în nisip, un pește și gata, știa și celălalt. Și când vezi în fața ta pe mașina din față un peștișor, mai mult ca sigur ăla e un pocăit. Nu știu dacă înjură sau dacă scoate pumnul pe geam.
Dar mai sunt și altele. Păstorul cel bun. Imediat știi că nu se referă nici la președintele țării, nici la... se referă la Domnul Hristos. Ortodoxii, am văzut recent, nu au pește pe mașină, ci au inițialele celelalte ale Domnului Hristos. S-au prins ideea și își manifestă și ei în felul acesta religia lor. Maica Domnului cu pruncul, iarăși, pentru mulți, că îl vezi simbol agățat sau notat pe ceva, este al Domnului Hristos. Coroana cu spini. Câte personalități ale lumii religioase au avut coroană cu spini? Mai Domnul Hristos. Nevastă mi-a zis să nu, apropo, sunt cu soția și cu fetița, mi-a spus să nu las mult timp poza asta pe ecran. Nu e așa că nu vă spune, nu vă sugerează nimic cu Domnul Hristos? Mai degrabă cu... Dar un heruvim ocrotitor care să-și întinde aripile și să te... Știți un lucru? Că în Biblie, uneori, nu peste tot, orică zice serafim, orică zice șarpe, tot aia e? N-ați știut-o. Nici eu n-am știut-o și m-a șocat un pic. Și când zice acolo că Domnul a trimis împotriva lor niște șerpi, de care, mai știți? Înfocați! Adică ce erau? Erau roșii în obraji? Ce însemna un șarpe înfocat? Cuvântul este același, seraf, serafim, pe care l-a spus Domnul și când a pus un înger cu o sabie învăpăiată să păzească accesul oamenilor spre pomul vieții. Da, Mihai, e același? Păi stai, frate, că șarpele e șarpe? Și serafimii? Serafim? Știe cineva să explice culorile din drapelul nostru? Sau elementele din stema României? Poate așa unele din ele, da. Dar din a Belgiei, am pus-o în dreapta. The coat of arms, stema așa, bogată. În imaginea din centru jos sunt drapelurile țărilor scandinave. Observați un element comun? Danemarca, Norvegia, Suedia, Finlanda și apoi și celelalte care au fost în fosta Uniune, Estonia, Lituania, Letonia, au toate cruce. Este un simbol. Ce îți spune simbolul acela? Că dacă era semilună, imediat știați. Dar dacă e cruce, mai suntem siguri, sunt pocăiți, sunt creștini, sunt cum sunt. Deasupra este steagul țării unde îmi plătesc eu taxele. Verde, alb și portocaliu. Imaginea acolo pare roșu așa. Știți ce simbolizează pentru ei? În Irlanda aceste trei culori. Verdele este al catolicilor. Portocaliul este al protestanților. Și albul este pacea dintre ei. Noi nu avem acolo teroriști. Și nici poliția nu umblă cu arme pe stradă. Pentru că ei au avut perioada lor de terorism. Și au fost mari bătălii. The troubles, le numesc ei, necazurile. Între catolici și protestanți. Vedeți un lucru, fiecare element de acolo îți spune ceva. Este simbolizat, poate e ca un mic logo, sau poate este doar o culoare. O culoare, ok, vezi alb. La noi mireasă se îmbracă în alb. La chinezi știți cum este albul? E de doliu. Dar dacă vă uitați la imaginea din dreapta jos, eu nu mă uit acum. Ca să nu mă uit la fețele dumneavoastră. Merry Christmas! Hey! Cum să zici așa ceva? Cum să faci așa ceva? Pentru unii este un simbol. Pentru alții este simbolizează altceva. Am auzit că sunt tendințe acum să nu se mai spună Merry Christmas, că aduce aminte de Christ.
în cuvântul Christmas. Și îi supărăm pe frații musulmani. Și atunci îi spunem doar cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Ai, nu mai spun, dar ce sărbători de iarnă aveți? Și dacă unii vor zice, uite, Christmas-ul este simbol păgân, aș vrea să vă mai spun și altele. Cum se zice la ziua de duminică? În engleză îi zicem Sunday. Cum îi zice în flamandă? Zondag. Și ce înseamnă? Tot ziua soarelui. Și dacă te întrebi, Ileana, te duci mâine la servici? În ce zi te duci? În ziua soare? Te închin la soare? Nu. Sunt niște simboluri. Și toate zilele săptămânii au în spate niște nume de zei. Faptul că le folosim nu înseamnă neapărat că te închin la ele. Cineva a văzut că muși buzele. Cred că nu. Anul nou. Zice cineva, dom'le, noi nu sărbătorim Crăciunul. Dar anul nou îl sărbătorești? Să știi că și anul nou e la fel de păgân. Nu spune nimeni că trebuie să... Nu spune în Biblie că ar trebui să termine anul pe 31 decembrie, să înceapă pe 1 ianuarie. Anul bisericesc începe într-un fel, anul școlar începe într-un fel, anul fiscal când? Îl știți, neapărat când trebuie să depuneți declarațiile. Știți cumva cine este zeul acela din dreapta jos? Reprezentarea zeului. A cărui zeu? Un zeu cu două capete. Sau cu un singur cap, dar cu două fețe. Bun. Îl știe cineva? Știe cineva să-mi spună, evident că știți, prima lună a anului, cum se numește? Ianuarie. Zeul acesta este zeul Janus. De la el avem numele lunii. Și zeul acesta era reprezentat cu două fețe. O față se uita spre anul care a trecut și o față se uita spre anul care vine. Spuneți-mi, ce facem noi la sfârșit de an? Tragi acolo linie și faci retrospectiva anului, cu bune, cu rele, și perspective, așteptări, ce urmează să... De unde credeți că o avem? Ia ca de la cel care dă numele lunii, ianuarie. Cum se numește monumentul? S-C. Da? Nu C-S. Nu ziceți Obelix. Ăla e personajul ăla din... Da? Obelisc. Dar e păgân, domnule, e păgân. Și amărâții l-au luat din Egipt și l-au dus la Vatican. Poza din stânga sus e de la Vatican și l-au pus în centru acolo, ca să se știe că de fapt e satana. Ce ne facem însă că în dreapta jos este complexul funerar al familiei White, James White, Ellen White și alții? Ce au în mijloc? Tot aia. Hei, sunt păgânși ăștia. Sunt masoni. E o conspirație acolo aici. Nu, fraților, unele lucruri sunt asociate cu niște păgânisme, iar altele sunt disociate de semnificațiile respective. Hai să vă dau un exemplu și din Belgia și din Irlanda. Dacă eu veneam astăzi nu cu cămașa albastră, ci cu un tricou cu curcubeu pe el. De ce râzi, Iorica? Ce ar fi fost asta? Ce ați fi zis despre mine? Cam o tendință. Că port steagul cui? Na? Nu vă vine să ziceți. Și mic sub el acolo să fi scris Noe. Noi pe copiii noștri îi învățăm despre potopul lui Noe, despre semnul lui Dumnezeu, curcubeul, care a apărut ca un semn al legământului între Dumnezeu și om, că nu va mai trimite un alt potop care să distrugă pământul, un potop de ape. Dar vremurile pe care le trăim noi, simbolul acesta e al altora. A fost deturnat
spre ei. Al cui e de fapt? Ne putem uita la același simbol și unii să vadă într-un fel, alții să vadă în altfel. Și cei care au construit, sunt mai multe corăbii construite acum, făcute muzeu, am văzut și noi ceva de felul ăsta în America, dar acum le-au construit la scară, exact, și scară 1:1 în sensul ăsta, și asta de jos e chiar fotografiată, i-au proiectat pe ea și curcubeu. Și cineva a întrebat dacă este gay. Deci oamenii nu mai știu exact despre ce e vorba aici. Soția mea lucrează în Irlanda la o firmă și au avut Christmas dinner, masă de Crăciun. Te duci sau să nu te duci, că ești pocăit? Te duci și dai o mărturie în ce fel poți. Și colegile acolo întreabă, și la voi ce se face la biserică de Crăciun? Și uite, la noi se spune, se citește povestea nașterii, așa cum este ea în Biblie. Nașterea a cui? Pe a lui Hristos. Da, mă, să știi că de fapt Crăciunul de aici e. Știți, noi ca adventiști știm istoria așa cum este, știm și deturnările ei. Alții, pentru alții însă nu mai sunt acelea simboluri și trebuie să mai amintești. Știți cum îi zice la cruce în Biblie? Ce cuvânt este folosit pentru cruce? Că nu e cruce. Noi avem cruce din latină. Dar în Biblie, când spune că l-au înălțat pe Hristos pe ceva, pe ce l-au înălțat? Pe lemn. Și ăsta e lemn. Zice mai mult. Pe un stâlp. Pe un stâlp. Stauros, așa știam o dată. Și mă duc la o mormântare adventistă. Cel care trebuia să țină predica n-a venit. Pastorul era răgut și nu putea să vorbească deloc. Și cum să ții predica, că nu putea să vorbească. Și atunci predici tu. Eu habar n-aveam cine-i mortul. Și acum trebuia să predic la mormântare. Și când ne pregăteam noi acum, eu mersesem acolo pentru cu totul altceva. Și acum trebuia să facem formația de mormântare. Știți cum e formația? Popii în față. Și înaintea popilor mai e cineva. Ăla care? Care duce steagul, hai, așa, și mai e unul. Care duce crucea. Numai că acum advent, era nuntă, era mormântare adventistă. Și adventiștii acum ziceau între ei, cine duce stâlpul? Stâlpii sunt înfipți pe marginea drumului. Dar n-ar fi zis în ruptul capului cine duce crucea. De ce? Că noi n-avem cruce. Noi nu ne închinăm la așa ceva. Ia uitați-vă în stânga și în dreapta acolo. Una e din Târgu Mureș, din județul Mureș, pardon, din Nazna, din ce mi-aduc aminte, stânga. Și dreapta este, o știți? Dreapta din București? Nou Gran. Vedeți vreo cruce pe acolo? Ia mai uitați-vă. Nu e pus în sus ca cruce așa, dar în arhitectura aia e făcut în așa fel încât să fie. Și atunci zici, o avem sau nu o avem? Parcă am vrea să fie, dar parcă să nu. Alții au pus-o chiar înăuntru. Mormântarea regelui Mihai cu crucea în față. Știți cum e și imnul nostru? Cântați imnul? O strofă din el are așa, preoți cu crucea în frunte, căci oastea e creștină. Oh, cum să... Jos este biserica Brâncoveanu, din București, care nu are trei păsări în față. Are dita mai crucea. Păi fratele meu, depinde de tine dacă tu te duci acolo să te închini la crucea aia sau dacă vezi în ea altceva, un simbol. Alte două biserici adventiste. Spuneți-mi și mie, de ce avem turle? Că noi n-avem clopote.
Turla are și ea un rol acolo. În ea este un clopot sus de tot, cu ferestre, și ăsta de jos trage de funia aia și clopotul sună în tot satul, să știe că e sărbătoare, mormântare, ce-o mai fi. Noi de ce facem turle? Teza mea de licență, când am terminat la Cernica, a fost făcută cu fratele Modoran și am avut despre istoria adventismului în România, prima etapă a adventismului în România. Și am citit multe articole despre cum erau adventiștii la început. Marea acuză pe care una din marile acuze pe care le primeau era aceea că nu aveau biserici. Unde se închinau? În case. Și omul zicea, eu merg la biserică, nu la voi, în casă. Și atunci toate casele astea de rugăciune au început să mai aibă încă ceva acolo ca să semene a biserică. Altfel nu are nicio utilitate. N-are, noi nu avem clopote, nu avem nevoie de așa ceva. Când luăm cina Domnului, iei o bucată de pâine făcută de sora diaconeasă și o bucată de must făcută de vreun frate, un paharel de must făcut de vreun frate undeva în țară sau pe aici, stors, conservat, pregătit. Dacă mergi la catolici, pentru ei este cu totul și cu totul altceva. Bucățica aia este trupul lui Hristos pe care îl mănânci tu. Și popa, preotul catolic, are puterea de a transforma bucățica aia de pâine din ce este ea făcută în trupul lui Hristos și Hristos vine acolo prezent. Vă dați seama că e idolatrie curată chestia asta? Dar depinde cu ce ochi te uiți la simbolul respectiv. N-am pus o poză, ci doar am scris cuvântul cuțit. Ce face un cuțit în mâna unei bucătărese? În afara faptului când e certată, supărată pe bărbasul. Pregătește mâncare la copii, dacă e bucătăreasă la o tabără, la o cantină, la așa. Este foarte util și are un scop 100% benefic. Dar în mâna unui vânător, deja nuanțăm lucrurile. V-ați trezit vreodată pe la mașină că aveați nevoie să tăiați ceva? Sau un atelier, ai de rașchetat un pic așa un colț de ceva? În mâna unui meseriaș, același cuțit are alt rol, altă utilitate. Dar un măcelar tranșează. Ăsta e tipul de om care dă răspunsuri tranșante. Mi-a zis Rodica că aseară am pus doar întrebări, au fost vreo 40 de întrebări, așa, dar răspunsuri, frate, când? Păi de aceea eu sunt măcelar? În mâna unui criminal, același cuțit devine arma crimei. În mâna unui doctor este lama de bisturiu care taie exact unde ar trebui să taie. Și observați, este același, aproximativ, același obiect, dar conceptual vorbind. Vorbim despre un simbol, simbolul cuțitului. Imediat contează foarte mult cum îl proiectezi în viața ta. Dacă zic Lucifer, la cine vă gândiți? Dar dacă zic Luceafăr? Știți că este un simbol pe care l-au deopotrivă și Satana și Domnul Hristos? Lui Lucifer îi se zice în profeții vechi, cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor. Iar despre Domnul Hristos în Apocalipsa zice, eu sunt Luceafărul de dimineață. E același. Dar e simbolul, însă proiecția lui este diferită ca de la cer la pământ. Leul. Ai spus, Daniel, despre leul din Iuda. Știm despre Domnul Hristos că în dreptul lui este folosit simbolul acesta, leul din Iuda. Dar Petru cum zice despre Satana? Că este ca un leu înfuriat care caută pe cine să înghită. O, dar mielul este al Domnului Hristos. Mai țineți minte a doua fiară din Apocalipsa 13, ce fel de coarne are? Ca de miel. Și te uiți la ea și zici, cred că este miel.
E în creștere. Va fi o oaie din turma Domnului. Și când deschide gura, vorbea ca un balaur. Cel de-al patrulea simbol, la care sigur nu v-ați gândit, este șarpele. Scrie în Apocalipsa 12 că șarpele, cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat la pământ. Șarpele este un simbol al lui satana. Îl asociați vreodată cu Domnul Hristos? Aha, șarpele ridicat pe stâlpul lui Moise. Despre asta, sau spre asta o să ne îndreptăm. Vreau însă să vă spun istoria cuvântului simbol. Istoria, e mult spus. Ce înseamnă simbol? De unde avem noi cuvântul simbol? Pentru că noi ne-am uitat la o cruce, la un miel, la o coroană cu spini, la Maica Domnului cu pruncul, peștișor și așa mai departe. Și spunem, este un simbol. Dacă ar fi să definiți cuvântul simbol, cum l-ați defini? Hai să încercăm așa câteva variante. Ce e ăla simbol? Simbol sau simbol? Copie. Ok. O reprezentare. O transpunere, cum zice Moise, fă jos sanctuarul, cum ți s-a arătat în cerul. Și ce vezi jos pe pământ este altceva. Referință. Vezi cu tare lucru și știi că se referă la altceva. Răspunsurile sunt foarte bune, dar să știți că sunt în tonul culturii noastre. În realitate și în originale, în vechimea Greciei, însemna cu totul și cu totul altceva. Nu e rău ce ați spus, doar că însemna altceva. Și poate acum vă fac mai atenți un pic. Vi s-a întâmplat vreodată să uitați parola? Oh, normal. Fratele meu, ce parola a fost aici? Și încerci. Cu literă mare sau cu literă mică? Sau? Și parola de aici este Adventist Bruxelles 2017. Oh, am zis-o tare. Dar trebuie să știți acum care literă e majusculă, care nu, care... Și încercam aseară, am încercat o dată, două ori, de trei ori, nu ieșa. Ni s-a întâmplat tuturor. Care e mecanismul, de fapt? Tu pui acum o parolă și serverul din spate primește mesajul ăsta de la tine. Costi vrea să intre pe e-mail și bagă parola colecție. Iar serverul îi zice, ai băgat o parolă incorrectă. Și tu zici, nu se poate, frate, că pasta o am mereu. Și mai încerci odată. Ceva nu se pupă. Cândva în trecut, tu ai inserat acolo o parolă și ai zis, asta e parola mea. Și acum, ori de câte ori te conectezi, te verifică. Și spune, ce ai introdus tu acum, trebuie să se potrivească la fix cu ce ai scris odată. Și poate atunci ai scris colectie în loc de colecție. Sau... Dacă nu se potrivește la literă, dacă nu se potrivește chiar la, știți, case sensitive, ai scris cu A mare, dar trebuia cu A mic. Păi e tot A. Nu se pune. Trebuie să fie exact așa. Și acum ne spun cei care fac parolele, parola ta este prea slabă. Fă-o mai lungă. Mai bagă simboluri. Diez, dolar, arond, nu știu, alte steluțe și așa mai departe. Pune și alte simboluri în ea. Noi când băgăm parola, ea trebuie să se potrivească cu parola din vechime. Să știți că același lucru l-aveau și ei pe vremuri. Știți simbolul ăsta cu best friends? E afișat în stânga sus. Femeia are așa cu alte puștoace de-ale ei. Best friends forever. Sunt niște simboluri, niște inimioare, tăiate în două. Dar e tăietura nu dreaptă, așa. E un pic în zigzag. Tocmai ca atunci când pui cele două piese, fiecare ia o piesă. Și când pui cele două piese, ce credeți? Trebuie să se îmbine
să se potrivească la fix. Dacă a ta nu e, nu e, e făcătură, nu este ceea ce trebuie. Să știți un lucru, exact asta însemna în vechime simbolul. O piatră de ametist, dacă o tai în două, așa arată. Și în vechime, dacă nu eram prieteni, iar după o vreme ne despărțeam, fiecare întreabă. Și apoi eu aș fi vrut să-ți trimit ție un mesaj, o rugăminte, trimite-mi și mie o pungă cu 1000 de galbeni. Și trimiteam informația asta printr-un prieten. Prietenul ăla vine la tine la ușă, bate și zice, m-a trimis Cristi să-mi dai 1000 de galbeni. Ai, nu mai spune. Dar cine ești, mă, tu, că nici nu te cunosc. Eu sunt prietenul lui. Ești prietenul lui? Ia, arată-mi. Am zis, simbolul, nu. Arată-mi piesa. Și el scotea jumătate de piatră, de bijuterie, de ce-o fi fost, scotea jumătatea lui și tu ca gazdă scoteai jumătatea ta. Le puneai una lângă alta, vedeai că se potrivesc și ziceai, e autentic. Procesul este exact cum e cu parolele noastre astăzi. Tu pui parola, serverul îți spune parola cealaltă, dacă se potrivesc, ai acces. Dacă nu, la revedere, poți să plângi acolo cât vrei. Cuvântul simbolon însemna aruncate împreună. Sim de la sinfonie, spre exemplu. Ce înseamnă sinfonie? Mai multe sunete împreună, da? Dau ceva plăcut. Simbolon însemna aruncate împreună. Adică puneai cele două piese, le aruncai pe masă, le puneai una lângă alta, dacă se pupă, dacă se îmbină, sunt autentice. Dacă nu, ești un mincinos. Când ne uităm noi la simboluri, ce vedem? Cum ne raportăm la ele? Nu doar ca reprezentare, nu doar ca proiecție, nu doar ca... Ci să vezi, eu am jumătate. Jumătatea ta, cam pe unde e? Ne uităm la șarpe. Sigla aia verde, ce vă sună? A ce vă sună? A farmacie. Da? Sigla de jos este a Asociației Medicale Americane. Nu puteau să pună și ei altceva? Iar cea din dreapta este a Organizației Mondiale a Sănătății. De unde au luat ei șarpele ăsta? Sigur că pot să spună și că de la păgâni, dar noi știm și din Biblie de șarpele lui Moise ca un simbol al vindecării. Luați Biblia, vă rog, să o deschidem la Evanghelia fratelui Moise. Cartea a patra a Bibliei cu numeri. Cu numere. Numeri, capitolul 21, de la versetul 4 încolo. Au plecat de la muntele Hor, pe drumul care duce spre Marea Roșie, ca să ocolească țara Edomului. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum. Și-a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Pentru ce ne-ați scos din Egipt ca să murim în pustie? Căci nu este nici pâine, nici apă și ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Despre ce hrană vorbeau ei așa? Vorbim de simboluri? Te uiți la ceva și tu vezi hrană proastă, iar Dumnezeu zice, v-am dat pâinea îngerilor. Atunci Domnul a trimis împotriva poporului niște serafimi. Scrie în original, vă spun sigur. Atunci Domnul a trimis împotriva poporului niște șerpi înfocați, care au mușcat poporul așa încât au murit mulți oameni în Israel. Poporul a venit la Moise și a zis, am păcătuit, căci am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta. Roagă-te Domnului ca să depărteze de la noi acești serafimi. Repet, așa este în original. Să depărteze de la noi acești șerpi.
Moise s-a rugat pentru popor. Domnul a zis lui Moise, fă-ți un serafim un șarpe înfocat și spânzură-l de o prăjină. Oricine este mușcat și va privi spre el, va trăi. Moise a făcut un șarpe de aramă, un serafim, înfocat, strălucitor, să atragă atenția. Moise a făcut un șarpe de aramă și l-a pus într-o prăjină și oricine era mușcat de un șarpe și privea spre șarpele de aramă, trăia. Câți șerpi sunt acolo? Mai mulți. Dar ai un șarpe care te mușcă și un șarpe spre care să privești. Fiecare sunt simbol al unei alte realități. Când vezi jumătatea asta de șarpe care te mușcă, la cine te gândești? La Satana. Aia este jumătatea cu care se potrivește perfect. Când te uiți la șarpele celălalt, la Domnul Hristos. Și este jumătatea în care dacă simbolon, dacă arunci cele două piese împreună și le pui una lângă alta, vezi că se potrivește cu asta. Trec niște sute de ani. Ajungem pe vremea împăratului Ezechia. Vă rog să deschideți la a doua carte a împăraților. Capitolul 18. Știți că în Israel toți împărații au fost răi. În Iuda au mai fost și buni. Între cei buni care au fost în Iuda a fost și acest Ezechia. Și când a ajuns el împărat, versetul 2, avea 25 de ani. Tinerel. Dar a domnit 29 de ani. Deci poate o generație întreagă a fost influențată de măsurile lui, de reformele lui. Versetul 3. El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său David. A îndepărtat înălțimile, astea erau locurile unde se adunau să se închine la idoli. A sfărâmat stâlpii idolești, că au fost obelisc, că au fi fost alte elemente de felul acesta. A tăiat astarteele, astea erau niște statuete, a sfărâmat în bucăți ce? Serafimul. A sfărâmat în bucăți șarpele de aramă pe care îl făcuse Moise. Căci copiii lui Israel ce făcuseră până atunci? Arseseră tămâie înaintea lui. Și îl numeau Nehuștan. Nehuștan înseamnă tot așa, șarpe strălucitor, aramiu de bronz. Ce simbol era acum șarpele acesta? Din ceva poruncit de Dumnezeu, acum ajunsese să fie folosit împotriva lui Dumnezeu. Gândiți-vă totuși că Dumnezeu i-a zis lui Moise, fă șarpele. Și a făcut poate același proces pe care l-a făcut Aron cu vițelul de aur. Adună material, bate-l, topește-l un pic, fă-l șarpe, pune-l colo și toată lumea să uite la el. Ai zice că e idolatrie curată, dar Dumnezeu avea în plan ca ei doar să privească. Și privirea aceea să fie un simbol al credinței pe care s-o aibă. Acum, după sute de ani, ce făcuseră? Nu mai era nevoie să privești. Te duci și pupi moaște, pupi icoane, atingi, pui tămâie, ca așa ci că se rezolvă lucrurile. Ori Ezechia, când a ajuns împărat, și-a dat seama că asta e o mare păcăleală. Și atunci a făcut, cum l-a făcut? Bucăți. L-a sfărâmat în bucăți. Te duci cu barosul și dai bucăți și l-ai făcut praf. Frate, strici simbolul Domnului. Lasă, lasă. Ce ai făcut din el? Mai trec câteva sute de ani și într-o seară la ușa unde stătea Iisus, bate cineva. Se duce vreo slujnică sau se duce vreun apostol să deschidă
Și când deschide ușa, minune mare, prea fericitul Nicodim. Și când se dea omul să pupe mâna că a venit sfinția sa, Nicodim zice, vreau să-l caut pe Iisus. Vine și Iisus și stau de vorbă. Nicodim îl ia cu periatul, nu e nimeni ca tine, ce meseriaș ești tu, ce așa. Și Domnul zice, hello, hello, stai. Parola e alta. Parola este naștere din nou. Dacă nu bagi naștere din nou, nu o să intri în împărăție. Și Nicodim zice, dar cum se poate? Tu despre nașterea asta vorbești sau cum să mai intru eu bătrân în pântecele mamei mele? Și Domnul zice, Nicodime, despre altceva vorbesc. Naștere din apă și din duh. Și el se miră și Domnul îi spune, de ce te miri? Și îi dă ilustrația cu vântul și mai departe. Finalul dialogului. Versetele 14 și 15. Domnul Hristos îi spune lui Nicodim așa. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Și Ioan 3 cu 15. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Vedeți cum Domnul Hristos le întoarce atenția spre un simbol, ceva din vechime, dar nu la Nehuștan, ci zice, hai să mergem la original, cum a fost la început. Exact cum a înălțat Moise șarpele acela, așa va trebui să fie înălțat și Fiul omului. Unii au privit la șarpele ăla, al lui Moise, și s-au vindecat. Dar poate au murit după aia. Poate au făcut alte păcate. Alții, pe vremea lui Ezechia, se uitau la șarpele ăla și pupau și ardeau tămâie și făceau de toate. Iar Domnul Hristos, când vine, el spune, Nicodime, va veni o zi când tu te vei uita la acela simbol. Vei vedea o scenă și îți va aduce aminte de ceva din trecut. Exact așa se va întâmpla cu mine, cum s-a întâmplat cu Moise. Și vă întreb acum, când vă uitați la un simbol, orice simbol ar fi el, mai ales în zona religioasă ne interesează, când iei pâinea de cină, când vezi pomul ăsta de iarnă cină, când vezi pe altul, că faci așa, sau pe invers, catolicii fac stânga-dreapta. Când vezi o grămadă de alte simboluri religioase, tu cum te raportezi la ele? Care e jumătatea pe care o ai tu și care e jumătatea elaltă? Unde e? E în lume? E în păgânism? Sau poate e în cer? Unde e jumătatea cealaltă? A ta? Până în ziua de astăzi, sunt oameni care se mândresc să aibă un simbol anume, că e la costum, că e la pe volanul mașinii, că e în alte și alte locuri, pe diploma pe care o ai sau pe eticheta de la costum. Știu pe cineva care chiar se ducea, vorbea cu tine și în timp ce vorbea zicea ce cravată frumoasă ai și pac, mă întorcea un pic să vadă. E luată de la Primark, ca asta pe care o am eu acum, și o spun tare, sau este Hugo Boss? Și dintr-o dată simbolul în sine, ți-a dat nota. Pentru că vezi jumătatea asta și o asociezi cu jumătatea cealaltă. Și zici, e luată de la second. Deci și tu ești un second. Pe asta mi-a dat-o ambasadoarea. Păi atunci sunt și eu cineva. Și vrând nevrând ne păcălim în asocieri de felul acesta. Închei. Cu imaginea pe care a văzut-o Nicodim câțiva ani mai târziu. Cu imaginea pe care a văzut-o și Maria Magdalena.
și alții și alții, și sutașul Corneliu, și tâlharii, și toți care erau acolo. Ce simbol au văzut? Au văzut un scaun de tortură, cum am vedea noi astăzi, scaunul electric. Ar vedea niște nenorociți, cum am zice noi, cei pe lista teroriștilor căutați, sau a pedofililor căutați, sau a criminalilor căutați. Au văzut niște oameni, noi îi îmbrăcăm, dar în realitate au fost dezbrăcați complet. Au văzut tot ce era mai urât. Și în timp ce spune sora Oaie despre mama Domnului Hristos că a leșinat la scena aceasta. Pur și simplu n-a mai putut să ducă povara. Și în timp ce alți ucenici, poate că nici n-au fost pe acolo, nu știm unde era Petru, știm unde era Iuda la vremea aia. Și în timp ce alții poate că își întorceau fața de rușine și ar fi mers cu spatele cum au mers băieții lui Noe către el, ca să-l coboare de pe cruce, alții au văzut altceva. Ce a văzut tâlharul pocăit? L-a văzut pe Mântuitorul lui. Ce a văzut sutașul de la piciorul crucii? A zis, cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Ce a văzut tâlharul celălalt? Ce au văzut preoții? Ce au văzut farisei? Ce au văzut ceilalți? Dacă ești tu Mesia, dă-te jos, ești un nemernic, ești un șarlatan, păcălești lumea. Ce a văzut Nicodim? Spune aceeași Evanghelie după Ioan, că Nicodim, ăla care a venit noaptea, a venit acum cu suta de litri de aloe și cu ce mai trebuia, împreună cu Iosif din Arimatea, care nu era un... era din Sinedriu, dar nu luase parte la sfatul celorlalți. Și ei când văd scena asta, pentru ei rezonează cu totul și cu totul altceva. Și în mintea lui Nicodim este, ups, ăsta e textul, asta e parola. Este ceea ce mi-a spus Domnul, că voi vedea. Și în timp ce toți văd șarpele, în timp ce toți văd blestemul, cum zice și Pavel, blestema cel ce este pus pe lemn, în timp ce toți văd răul și în minima lor rezonează jumătatea cu rău, alții văd binele. Și îngerii din ceruri au cântat de bucurie. Și noi astăzi, până în ziua de astăzi, suntem astăzi în biserica creștină pentru că în inima noastră a rezonat altfel. Și acel simbolon, lucruri aruncate împreună, puse împreună să vezi dacă se potrivesc, ar trebui să se potrivească și am credința asta că se potrivesc cu noi. De-aia suntem aici, de-aia citim Biblia și de-aia purtăm numele de creștini. Că altfel am fi fost în altă parte. Vă invit deci să ne închinăm acestui Hristos, acestuia care ne împlinește jumătatea sufletului, cântând împreună imnul 90. Poate v-aș și aduce aminte de începuturile mele la Bruxelles și vă mulțumesc frumos că după 2 ani pot să fiu din nou aici, într-o altă postură, dar la fel de frate și de prieten. Acum 2 ani începeam stagiatura aici, acum vin din altă parte, nu că sunt mai mare sau mai altfel, și doar vă mulțumesc frumos. Dar am vrut special să fie imnul acesta, că asta a fost prima serie de evangelizare ținută aici, acum 2 ani. Iisus, prieten minunat. Vă invit să ne ridicăm, să cântăm cântarea aceasta. Să plecat pe cât
Îndrăznesc pentru rugăciune să rog pe fratele Lică să vină încoace. Eu l-am surprins acum, trebuia să mă rog eu, dar prefer să facă dânsul rugăciunea aceasta de încheiere. Mulțumesc! Neprihănitule Tată, ne plecăm capetele înaintea Ta, mulțumindu-ți încă o dată pentru harul pe care ni l-ai dat de a fi astăzi oaspeți în casa Ta. Dacă prin purtarea noastră Te-am supărat aici, Te rugăm, iartă-ne, Doamne, și în sângele Fiului Tău curățește sufletele fiecăruia dintre cei care au fost aici. Duhul Sfânt să așeze în fiecare mesajul pe care ni l-ai dat în dimineața aceasta, că Tu ești salvatorul fiecărui om care crede în Tine, iar împărăția lui Dumnezeu este locul unde vrei să ne ai pe fiecare. Ajută-ne, Doamne, să prețuim această chemare și să prețuim acest drum, această cale deschisă până la cer prin venirea și întoarcerea Fiului Tău. Nu avem cuvinte și poate că nu înțelegem totul. De aceea Te rugăm, Sfântule Duh, rămâi în fiecare dintre noi, pentru ca în adevăr acest mesaj al nașterii din nou să fie înțeles și nu doar atât, ci și trăit în viețile fiecăruia dintre noi. Îți mulțumim pentru că ai fost și vei fi în continuare bun cu noi. Îți mulțumim pentru că l-avem pe Cristi astăzi cu noi. Îl punem din nou în mâna Ta pentru ca slujirea ce o face în biserica în care este să fie una după voia Ta. Să trăiască tot timpul cu simțământul că atunci când a plecat de aici și dacă îl vei întâlni în cale și îl vei întreba ce ai spus poporului meu, să aibă deschiderea, sinceritatea și să spună: ce mi-ai spus, Doamne, aceea le-am spus oamenilor. De aceea Te rog, binecuvântă-i slujirea și viața, pentru ca nimic din ce este lumesc să nu vină prin el în mințile oamenilor, ci doar dumnezeiasca Ta putere să se reverse peste orice om care va asculta cuvintele Lui. Rămâi cu noi și împlinește-ți planul Tău și făgăduința Ta, iar noi, Doamne, chiar vrem să vii să ne iei acasă. Ajută-ne ca pentru momentul acesta fiecare suflet să aibă pregătirea necesară și să poată fi iertat de Tine. În numele Domnului Iisus, pentru toate lucrurile, îți mulțumim și ne închinăm. Amin.